Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a venit duminică cu vestea zilei în România. Acesta a anunțat în cadrul unui interviu televizat că actualul vaccin nu mai este eficient, motiv pentru care le-a spus oamenilor să nu își mai facă doza 4 și să aștepte apariția unei noi versiuni de ser în toamnă. Conform știrpesurse.ro, România are în stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anticovid. Anul acesta va primi încă pe atât, iar în 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sănătății spune că speră ca negocierile să ducă la scăderea cantităților care vor fi livrate. Alexandru Rafila, atrăgând atenția asupra faptului că distrugerea unui număr mare de doze de ser scade încrederea populației în vaccinare. Rafila le recomandă oamenilor să se vaccineze cu o doză suplimentară atunci când va apărea noul vaccin, adaptat tulpinilor circulante ale virusului. Este clar că vaccinul care a fost într-adevăr în primul an de utilizare a fost eficient, a oprit transmiterea, viața a reintrat normal, deci există niște câștiguri mari, evidente, ale vaccinării. Asta nu înseamnă că în momentul de față, când el nu mai este eficient, trebuie să spunem că este eficient. Eu nu pot să mint și n-am niciun fel de motiv. Lucrul ăsta nu favorizează vaccinarea, argumentează ministrul. Sunt persoane care mă întreabă dacă are rost să-și facă și doza a patra acum. Eu i-am sfătuit să-și facă în toamnă dacă apare o nouă variantă a vaccinului, a afirmat ministrul Sănătății Alexandru Rafila duminică la Prima TV. Întrebat ce se întâmplă cu dozele aflate deja în stoc, Alexandru Rafila a răspuns: nu vreau să mă gândesc la ce se întâmplă, problema este că noi am încercat să le valorificăm. Am reușit, am vândut 7 milioane și jumătate de doze de vaccin, ceea ce a însemnat o economie, cred că foarte importantă, la buget. Ministrul a explicat că milioanele de doze de ser care urmează a fi primite de România nu sunt plătite. Ele vor constitui obligație de plată în momentul livrării, relatează știrpesurse.ro.